cod galben de inundații în județul Arad până mâine dimineață la ora 9. 1002 situații au necesitat intervenția de urgență a pompierilor militari arădeni în luna februarie. Igienă necorespunzătoare, proceduri periculoase. O patiserie din Lipova a fost amendată cu 7000 de lei. Grindină și inundații după o rupere de nori în Ususău. 13 localități arădene se află sub alertă de vreme rea. De altfel, până diseară la ora 20 este în vigoare o atenționare meteo de vreme rea. Ne putem aștepta în continuare la precipitații local moderate cantitativ în Banat, Crișana, Transilvania, Oltenia și vestul Moldovei. Cod galben de inundații în județul Arad. În intervalul 7 martie ora 12, 8 martie ora 9, se pot produce scurgeri importante pe versanți și viituri cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice Crișul Alb, afluenții de stânga aferenți sectorului Aval Gura-Honț, județul Arad, Mureș, cu afluenții aferenți sectorului Aval Brănișca, județele Hunedoara și Arad, dar și Bega, afluenții aferenți sectorului Aval Făget și Chizătău, județele Timiș și Arad. Avertizarea a fost transmisă de către Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională a Apelor Române și Administrațiile Bazinale de Apă Crișuri, Mureș și Banat. Traficanții de droguri nu mai pot scăpa de închisoare. Camera Deputaților a votat legea numită 2 mai, în urma accidentului mortal produs de o persoană aflată sub influența drogurilor, transmite deputatul PNL Sergiu Bâlcea. Legea prevede eliminarea posibilității executării pedepsei sub supraveghere în cazul traficului de droguri de mare risc și a traficului internațional de droguri de mare risc. De asemenea, legea prevede și majorarea cuantumului pedepselor pentru aceste fapte. În expunerea de motive, reprezentanții guvernului au arătat că în anul 2022, 47% dintre traficanții de droguri condamnați au primit închisoare cu suspendare. Consider că este o decizie necesară în contextul în care traficul de droguri este asociat cu numeroase drame. Sunt atât de mulți tineri care au de suferit și își compromit viitorul. Consumatorii devin victime ale consumului de droguri, însă cei care fac trafic trebuie sancționați aspru. Cred că această lege vine în sprijinul autorităților care se ocupă cu combaterea traficului de droguri și va contribui la combaterea consumului de droguri și la protejarea tinerilor în mod special, a mai transmis deputatul Sergiu Bâlcea. O 1002 situații au necesitat intervenția de urgență a pompierilor militari arădeni în luna februarie. Luna trecută, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vasile Goldiș al județului Arad au intervenit cu mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, intervențiilor în sprijinul comunității, precum și pentru acordarea primului ajutor medical calificat celor aflați în dificultate. Majoritatea intervențiilor au constat în asistență medicală, echipajele SMURD acționând în cazul a 914 solicitări, dintre care 22 în urma producerii de accidente rutiere. Salvatorii au mai acționat și pentru stingerea a 58 de incendii, precum și în alte 30 de intervenții în sprijinul comunităților. Din totalul celor 58 de incendii care s-au produs în această perioadă, 22 au fost înregistrate la case sau anexe gospodărești, 31 la vegetație uscată și resturi menajere, în urma cărora peste 125 de hectare de teren au fost afectate. Principalele cauze generatoare ale incendiilor la locuințe au fost scurtcircuitul electric produs ca urmare a defectelor apărute în exploatarea cablurilor, montării necorespunzătoare pe materiale combustibile sau asupra sarcinilor și coșurile de fum necurățate sau amplasate necorespunzător față de materiale combustibile. Alte 30 de intervenții au constat în deblocarea ușilor în vederea facilitării accesului echipajelor medicale, descarcerarea persoanelor, asigurarea evenimentelor publice de amploare, salvarea animalelor sau intervenții pentru degajarea elementelor de construcție care prezentau pericol de cădere. Pentru eficientizarea intervențiilor și optimizarea timpilor de răspuns, subunitățile au efectuat 55 de recunoașteri în obiectivele din raioanele de intervenție. Pe timpul acestora s-au verificat sursele de alimentare cu apă, căile de acces în obiectiv, configurația acestuia și alte elemente care sunt semnificative pe timpul intervenției.
Acțiuni de control în urma sesizărilor consumatorilor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Arad a verificat prevederile legale la prestarea serviciilor de alimentație publică. O patiserie din Lipova a primit două amenzi contravenționale în valoare totală de 7.000 de lei. Patiseria a fost închisă temporar. În patiserie, inspectorii au găsit condiții igienico-sanitare necorespunzătoare, proceduri care pun în pericol viața și sănătatea consumatorilor. De asemenea, consumatorii nu erau informați cu privire la valoarea nutrițională a preparatelor. Ce pățește pietonul care lovește mașina cu piciorul sau pumnul atunci când șoferul nu îi acordă prioritate? Sunt numeroase situațiile în care șoferii din neatenție sau pentru că au o viteză prea mare nu acordă prioritate celor care traversează pe trecerea de pietoni. De multe ori, într-o astfel de situație, unii pietoni se răzbună lovind mașina cu piciorul sau cu pumnul. Codul rutier actualizat prevede că șoferii sunt obligați să acorde prioritate celor care traversează pe trecerea de pietoni. Pietonii sunt și ei obligați să se asigure chiar dacă sunt pe trecere, pentru a evita situația în care o mașină nu poate opri la timp. Astfel, chiar dacă șoferul încalcă legea rutieră și nu acordă prioritate celui care traversează regulamentar, pietonul nu are voie să lovească mașina cu piciorul sau cu pumnul. Aceste gesturi reprezintă o infracțiune. Pietonii care fac asta, deși au dreptate să fie supărați pe șoferi, încalcă legea penală. Iar dacă un conducător auto care nu a acordat prioritate este amendat și rămâne fără permis pentru 30 de zile, un pieton care lovește o mașină intră sub prevederile legii penale și riscă astfel pedeapsa cu până la 2 ani de închisoare. În luna februarie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad a participat la campania națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii. A îndrumat 49 de angajatori. Negocierea colectivă este recunoscută de Constituția României și este obligatorie pentru unitățile cu cel puțin 10 angajați, conform legii privind dialogul social. Scopul campaniei a fost evidențierea beneficiilor negocierii colective pentru angajați și angajatori. Angajații pot obține drepturi mai bune privind condițiile de muncă, salariile, securitatea și sănătatea muncă, protecția legală suplimentară și concilierea vieții profesionale cu cea personală. Pentru angajatori, negocierea colectivă poate asigura un climat favorabil de muncă și performanță, productivitate crescută și rezolvarea mai ușoară a litigiilor. Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad a verificat și îndrumat 49 de angajatori din categoria întreprinderilor mici și mijlocii în legătură cu importanța și necesitatea negocierii colective. În absența unui contract colectiv de muncă, angajatorul sau alte părți interesate pot iniția negocierea acestuia în orice moment. Aseară, într-un cadru de poveste, viitoarele mămici din Arad au avut parte de o pregătire temeinică pentru perioada pe care urmează să o traverseze. Îmbrățișăm maternitatea împreună este titlul cursului gratuit pentru viitoarele mămici. Ceea ce ne dorim este să oferim viitoarelor mămici sau tinerelor mămici informații de la persoane autorizate, deoarece în această seară vor vorbi medici ginecologi, neonatologi, psiholog și un reprezentant din partea partenerului nostru firmei de celule STEM, dar și din partea partenerilor noștri din Cluj, care vor face un curs pentru siguranța auto, pentru siguranța nou-născutului și a copilului mic. Ne dorim să informăm publicul arădean, fie că sunt pacientele noastre, fie că sunt pacientele oricărui medic ginecolog din Arad sau din orașele limitrofe. Vrem să le oferim informații despre tot ceea ce înseamnă perioada sarcinii, atât din punct de vedere al medicului ginecolog, al medicului neonatolog, cum am zis și mai devreme, dar și informații despre starea psihică, atât în perioada sarcinii, cât și postpartum. Din acest motiv am invitat și psihologul clinicii noastre, care le va da pe scurt câteva sfaturi și detalii despre perioada care urmează, în scurtă perioadă pentru majoritatea participantelor. Speakerii au oferit o mulțime de informații valoroase despre nașterea naturală și cea prin cezariană, dar și despre toate transformările și provocările ce vor urma în viața părinților. Vreau să vorbim despre cel mai important moment din viața noastră, despre miracolul nașterii și cum să ne pregătim împreună pentru el. Și pentru ca nașterea să decurgă în parametrii fiziologici, să decurgă bine, în orice formă alegem să o facem, fie că natural, fie că prin operație cezariană, pregătirea inițială trebuie să fie începută încă din timpul sarcinii. Și o să încep cu cel mai important lucru din punctul meu de vedere, cu alimentația. Alimentația în sarcină trebuie să aducă, din punct de vedere nutritiv, o nutriție corectă atât pentru mamă cât și pentru făt și din punct de vedere caloric și al macronutrienților.
Acest necesar caloric îl calculăm în funcție de vârstă, de înălțime, de greutate, de activitatea fizică, de rata metabolică bazală a fiecăruia și vreau să specific că în sarcină sunt necesare doar 300 de kilocalorii, începând cu trimestrul al doilea, față de necesarul caloric de dinaintea sarcinii. Acest necesar caloric putem să îl socotim, sunt o serie de calculatoare online, cum am specificat și în imagine, introducem aceste date despre care v-am vorbit și rezultă acest necesar caloric pe care îl avem zilnic. Surplusul în sarcină de greutate îl recomandăm să fie până în 12 kg pe tot parcursul sarcinii, pentru că odată cu obezitatea vine la pachet și hipertensiunea, diabetul gestațional, complicații care pot să afecteze fătul dacă nu sunt controlate. Ca și mese, recomandăm mese mici și dese, împărțite în 3 mese principale, 2 gustări, pentru a scădea disconfortul creat de volumul uterin care comprimă organele abdominale. Băița nou născutului se face zilnic. Nu amânăm băița pentru că avem buricul nedetașat. Deci așa ceva nu se întâmplă. Bine, facem baie în fiecare zi. Apa nu se mai fierbe, este apa de la rețea, se poate folosi în siguranță. Ca și temperatura a apei, 37 de grade, 38. Cam așa, cu ajutorul termometrelor puteți verifica temperatura. Folosim produse de îngrijire speciale pentru bebeluși și după băiță, toți bebelușii sunt fericiți dacă facem masaj. Folosim loțiuni, nu uleiuri, loțiuni hidratante, la fel speciale pentru nou-născut. Bontul umbilical sau buricul. Da? Întotdeauna zona trebuie să fie curată și uscată. Igiena se face în fiecare zi, chiar și de mai multe ori pe zi. Se folosește alcool medicinal și comprese sterile, se curăță cu mișcări circulare în jurul buricului, de câte ori este nevoie. Marginea scutecului până, va fi sub buricul nedetașat. Deci până în clipa când pică, o să avem marginea scutecului sub. Bine? Lăsăm să se vindece bontul umbilical în mod natural. Nu tragem, nu smulgem, o să-l găsiți în Pampers, poate, sau da, undeva lângă. Deci se detașează singur. Cui nu este frică de naștere? Să ridicem mâna sus. Avem mânuțe? Da? Da. Deci este, da? Prezentă. Cea mai frecventă problemă cu care se confruntă femeile însărcinate. Dar eu zic așa, că dacă o depășiți această frică, dacă respirați corect, cum a spus și doamna doctor Chioran, dacă vă focusați pe obiectivul final, livrarea copilașului, și vă faceți așa o imagine pozitivă, va trece. Ați spus, teoria e una, practica e alta, da? Deci e important să depășim acest moment și ne pregătim din timp pentru etapa aceasta, ca să întâmpinăm cât mai relaxate perioada aceea de contracții, de durere, exact ce este firesc și normal și acele exerciții, dacă vi le însușiți elementare de relaxare, se știe bine că dacă avem o față relaxată, automat se relaxează și uterul. Acum, cum să nu ne stresăm la naștere? Da? Eu am zis așa, corpul tău ți-l imaginez ca un super gadget acum, că tot e epoca tehnologiei, da? Pe care avem o mulțime de butonașe și funcții, doar să știm pe care să le apăsăm. Acum, la naștere se declanșează o serie de hormoni care sunt codați genetic, dirijați de instinct, da? Toată lumea este echipată, dar o mare parte dintre aceștia pot să fie influențați sau sunt secretați ca răspuns la emoții și cogniții procesate de creier, mai precis cele trece nouă prin minte, ce rulăm noi acolo la momentul respectiv, e foarte important, ce setări ne facem. În final, organizatorii au pregătit o tombolă cu premii atractive pentru viitoarele mămici. Cum poți cuceri Everestul? Nu celebrul vârf din Himalaya, ci propriul tău Everest, acel vârf pe care vrei să-l atingi și pentru care te antrenezi zi de zi. Complexul M al Universității Aurel Vlaicu din Arad a găzduit workshopul Conquer Everest, organizat de Facultatea de Inginerie a Universității Aurel Vlaicu. Și iată că împreună cu mediul economic, cu mari companii din zonă, am reușit să facem prima ediție, anul acesta e a doua și, bineînțeles, nu vrem să ne oprim, sperăm
să o facem măcar anual. Dacă nu, poate bienală. Vedem pe mai departe. Mă bucur să vă avem pe voi aici. Înțeleg că sunteți de la 5 sau 6 licee. Sperăm ca la edițiile viitoare să fim și mai mulți. Sau dacă modalitatea de derulare nu va permite să fim mai mulți, atunci vom face mai multe workshop-uri de acest gen. Și totodată sper ca voi, elevii de liceu, să vedeți ce se întâmplă la noi la Universitatea Aurel Vlaicu, să vedeți cam cum colaborăm cu mediul economic și să înțelegeți foarte bine că, de fapt, chiar suntem o opțiune extrem de viabilă pentru voi și pentru a vă asigura voi pe mai departe o carieră de succes în companiile din zona noastră. Zi deosebită pentru elevii și studenții din Arad. Este o acțiune care aduce împreună mai multe licee. Copiii s-au înscris alături de profesori voluntar. Este deja a doua ediție, pentru că anul trecut am avut deja prima ediție și iată, ne bucurăm de un număr mult mai numeros anul acesta. Așteptăm undeva la 80 de elevi de la diversele licee pentru a urca pe Everest. Este o simulare de business unde, împărțiți pe echipe, elevii vor încerca să cucerească Everestul și să se întoarcă teferi înapoi. Este, de fapt, o simulare despre echipă, despre a trece prin crize împreună, cum colaborăm, un exercițiu de leadership și, nu numai, poate și de negociere. Filmul Frunze căzătoare, regizat de finlandezul Aki Korismäki, va fi proiectat la cinematograful Arta, vineri pe 8 martie, începând cu ora 19, cu acces liber pentru spectatorii doritori. Filmul prezintă povestea doi oameni singuratici, Ansa și Holapa, care se întâlnesc întâmplător într-o noapte pe străzile din Helsinki și își propun să găsească dragostea vieților. Cu toate acestea, drumul lor este plin de obstacole, inclusiv dependența de alcool a lui Holapa și lipsa informațiilor de contact. De asemenea, sorții par să le pună piedici în calea fericirilor. Filmul, în genurile comedie și dramă, este produs în Finlanda și Germania. Acesta nu este recomandat minorilor sub 12 ani. Când eram la mama fată, dădeam ițele pe-n spate. Lăsam lampa mai în jos și așa se semne frumos. Și am țesut multe la război, dar ne-a făcut poale pe noi. Avem bec în casă, nimeni nu mai țasă, că cu încetul și cu încetul toată lumea mea la metru. Filmul Țesătoarea Maria Bundin și Cula este un portret al meșteșugului tradițional, al țesutului. Documentarul realizat de specialiștii Complexului Muzeal Arad arată pasiunea unei doamne, la aproape 80 de ani, pentru arta populară, care încă țese legături între trecut și prezent. A ce se zice coada? Când întoarcem înapoi. Deci numai una poate uză. E gata, mă, eu. Să iau un fel de lanț. Să dă acela început, să dă după indreaua. Așa să ajungă firul până la capă, la fușchel. Aceea sunt fușchei, băitele cele. E să ține susoară la pecioara. Ce să ie firul până fiecare cozleț. Nu se împreună la oaltă. Asta e rostul care fac eu. Aia dă eu firul pe el. Da. Să-mi fie și așa ține de război. Asta e rostul, de aceea s-o legat așa. 11 numărături s-au pus pânza asta. Și în fiecare numărătură se numără 5 verbe. Partea de, numai o parte se numără. Trageți câtă dumneavoastră închins. Așa. No, cu o mână luați de aici. Așa. Când ajunge la mine fușchei, aceea n-are nimica. No, țineți închins și o mai pun o vergeauă. Trebuie să ne facem cruce, Doamne ajută în ceas curat. Să fie bine, avem spori. Este primul fușchel, a doilea mână rostul. Aici mere bine, când dăm pâiniță, tăi vine la rândul lor. Gata, Doamne, mulțumesc. Numai lune, că păpâchile astea atât ați de lucioasă decât am tăpus. Am să pune sus, după ce le punem, atunci le mai legăm într-una. Doamne ajută-ne, Tatăl Ceresc, în ceascură. Și atunci iară vin în față, iar în spate. Am să zice nevedit la iță și la spate luat în spate.
Și-l dar ce nu mai mea nici în sus, nici în jos, că e împreunat aici pentru asta două. Să pune spata așa. Doamne ajută! Dar ce ne-a închetat un fir? Dacă nu știi, da mea firile cruce. Doamne, mulțumesc că e gata. Să leagă, să nu iasă firile. Asta e varga care se începe de să leagă. Până să umple un rost, nu se poate semeni bine. Când avem țesut cam un metru, atunci săpăm vergeaua asta. Tot vine ales în jejiche. 4 pe 8, cum e modelul? Aici se zice cu indreaua, s-ar zice, da? Punem odată ața și nu mai dă cu indreaua pentru fire. Oh, vai, Doamne! Nu mă lasă nici lumea, că le trebuie. Îmi place. Dă-ți sufletul puncă, dacă nu ar fi drag, n-aș lucra. UTA este în fața celui mai important meci din acest sezon. Vineri, de la ora 20, arădenii vor juca pe terenul lui Dinamo în ultima etapă a sezonului regulat din Superliga și, în mare măsură, au nevoie de o victorie pentru a se califica în play-off, însă nu depind doar de propriul rezultat. Mircea Rednic a anticipat duelul de pe stadionul Arcul de Triunf. E un meci care știți foarte bine că interes, ce importanță are pentru noi. Am ajuns aici cu multe sacrificii, cu eforturi din partea tuturor. Echipa, din punct de vedere așa și ca joc, eu zic că stăm bine. Nu o să fie un meci ușor, clar că Dinamo în ultima perioadă joacă. Și jucătorii care au venit au dus un plus, au câștigat și din punct de vedere fizic. Am văzut toate meciurile care le-au jucat și au creat ocazii. N-au înscris la câte ocazii au avut. Trebuie tratat cu mare seriozitate și nu avem prea multe alternative. Îmi pare rău că trebuie să stăm la mâna și la altor rezultate, dar mă bucur că totuși am reușit ca în 30 de meciuri, deci 29 de meciuri care le-am avut, să acumulăm 40 de puncte. Nimeni nu credea, inclusiv eu, mai ales în prima parte. Tehnicianul nu se va putea baza pe Diogo Rodriguez, Alexandru Tudorie, Andrei David și Albert Stahl, iar Alexandru Benga este incert. Liga a treia se reia în acest weekend cu etapa a 16-a, prima din 2024. În seria 8, runda debutează vineri de la ora 15 cu meciul Phoenix Buziaș CSC Peciu-Nou, iar restul partidelor se vor disputa sâmbătă tot de la ora 15. Șoimi Lipova Progresul Pecica, Politehnica Timișoara Gloria Lunca Teus Cermei, FC Bihor ACB Ineu și CS Socodor Avântul Periam. În clasament, Pecica e singura echipă arădeană aflată pe loc de play-off, mai exact pe poziția a patra, cu 28 de puncte. Lipova e pe 6, cu 23 de puncte, urmată de Cermei, cu 12. Socodorul, cu 8 puncte, și Ineul, cu 6, ocupă ultimele două poziții din serie.
Continuăm săptămâna cu vreme de primăvară. La noapte se anunță cer înorat. Minimele termice vor fi de 4-5 grade Celsius. Vântul va bate cu 9 km pe oră dinspre est-nord-est, iar șansele de precipitații vor fi de 40%. Pentru ziua de mâine se anunță cer mai mult noros. Maximele termice nu vor trece de 10-11 grade. Vântul va bate cu 10 km pe oră dinspre sud, iar șansele de precipitații vor fi de 30%.